Înainte de toate, la mulți ani. Mulțumesc. 74. Aveam 75. Păi nu știu asta, de acum încolo începeți că aveți 75. Mi-aduc aminte că am făcut un interviu când avea 60 de ani. Când au trecut, domnule Cristoiu, 14 ani, că nu știu când au trecut. Întrebarea când a trecut atâția ani de la primul prima emisiune în 1996. Da, o să vedem mai încolo că avem aici un... Ana, ai pregătit emisiunea? Ne dăm un pic mai încolo ca să vă vedeți. De ce nu sărbătoriți niciodată ziua dumneavoastră de naștere? În primul rând, mie nu-mi plac sărbătorile și în general nu-mi place starea de sărbătoare și în general nu-mi place să fiu fericit, că știu că e trecător. Că nu-mi place să fiu fericit. Nici așa trecător nu vă place să fiți fericit? Nu. Dar chiar în viața asta... Cel mai bine scriu. Uite, foarte fac o mărturisire. Da. Când sunt supărat de dimineață. Dacă mă scol optimist, bine dispus, nu pot să scriu nimic în ziua. A, trebuie să fii supărat. Da, furios și în general trebuie să fiu, cum să zic, pesimist. Da, apropo de fericire, în viața asta dumneavoastră, care au fost? Spuneți-mi două, trei momente în care ați fost fericit. N-am avut niciunul, pentru că de fiecare dată m-am gândit care-i temeiul să fiu fericit. Nu, nici profesional, adică... Profesional, când erați pe culmile, nu disperării, gloriei, atunci când evenimentul zilei făcea istorie, nu erați fericit? Nu, că am fost odată, când am fost în Cuba, am povestit, eram plecase de la Madrid mai multe delegații, când nu era numai delegația românească, și cred că era și delegația, nu știu, Slovaciei. Și mai mult ca sigur am zis, bă, și Slovacia are un Ion Cristoiu și... Și v-ați liniștit cu ocazia Da, nu, asta. Mi-am zis bine, are și... Bun, haideți să trecem la temele importante da. Pe care le-am stabilit dinainte. Mai stăm de vorbă în fiecare zi, dar mai ales înainte de emisiune. Ceea ce s-a întâmplat ieri, am văzut foarte multe reacții. Casa Albă spune, nimic nu contradice teza că racheta a căzut în Polonia și că vine de la apărarea ucraineană, dar Rusia rămâne responsabilă. Cum ați descrie tot ce s-a întâmplat ieri? Îmi place șmecheria. Da, normal. Păi ieri am avut loc o mare, cum să zic, mânărie mediatică, dacă se poate spune. Pot să folosesc termenul diversiune, da. Este foarte complicat. La 16:40, cred, dacă vedem cronologia, undeva la Găgești, dealul lor, totuși într-un... În Polonia, adică? Da, da, totuși într-un sat unde funcționează telefoane mobile cu tare, a căzut un obiect din cer și... un post local, că știți că și la Vrancea sunt vreo câteva posturi locale din astea, a transmis că au căzut două rachete rusești. Da. Unu, orice traiectorie de rachetă la ora actuală este monitorizată de NATO, deci ei știau de la început că nu era o rachetă rusească. Știau în timp real. E și normal, pentru că trebuie să vezi, pornește unul. Adică nu e vorba numai de Rusia. Trimite unul, nu știu, iranieni, o rachetă care să meargă către Londra. Bun. De exemplu. Și atunci începe ciudățenia, știi, că e principalul meu instrument de lucru, deja îl știi și în carte asta, este ceva în neregulă. 16:40, după părerea mea, ei la 16:41 știau și polonezii despre ce e vorba, da? Lasă să curgă și să fie titlul gen Antena 3, CNN, zisă și CNN. Am dat un exemplu. Rachete rusești care au atacat o membră NATO, că încetul cu încetul devine membră NATO, da? Se întrunește Consiliul lor de apărare al lui Pește la ora 9. Orele 21, adică la... Mare că da. Păghiena și se întrunește... Nu, declară stare de alertă armată. Dar repet... Vorbiți despre polonezi păi acum. Da, da. Păi ideea că era un piesă, ne cred proști. Și dacă sunt polonești, o fi fost ileși. Nu, dar tu nu ești de acord. Nu vreau să spunem telespectatorilor. Este greu de, dacă așa ar fi, în sensul că o țară membră NATO află, îi trebuie 4 ore ca să afle ce s-a întâmplat la graniță, atunci ne ducem și ne autodesfințăm. Nu știu din mult... Fie și faptul că ai telefoane mobile. Dacă la Găgești cade ceva acolo, pe ulița mea, da? Da. Păi și eu aștept, adică și Ciucă, în general, da? Sigur, el gândește, da. Vorbește mai greu, dar de gândi, gândește totuși. Cât de cât. El are nevoie să asculte ce dă ziarul de Vrancea? Da, radio local și așa mai departe. Nu, pe de o parte, dar la
pe de o parte că știe deja ce despre ce e vorba, mai ales în cazul unei rachete, iar în cazul sună primarul, se duce primarul fuga, ia un cal sau bicicletă și duce până în deal, ce dracu. Deci au ținut-o așa, în primul rând că au declarat stare de alertă. Deci au lăsat, dacă e foarte interesant, să curgă. Aici ajungem la... Adică să curgă mediatic. Tam, 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 CNN, toate alea. Foarte important, Marius, că mi-a spus cineva din America care joacă la bursă că a căzut bursa. Adică ăia chiar au crezut și a sunat el pe un prieten din Canada și a zis, bă, dar ce se întâmplă? Că juca. Păi ce nu știi, a atacat Rusia, o țară membră NATO. Deci deja știi foarte bine că... De fapt asta era informația. A fost atacată de către ruși o țară NATO. Știi foarte bine că gazetarii, primul impactul, că după asta vii cu dezmințiri, nu contează. Bun. După asta, ca la un semn, ca la un semn, și cel mai bun semn a fost domnul Klaus Iohannis, care de regulă la ora 10 doarme. Că el trebuie să... Doarme de mult. Adică nu da, e... Doarme de când a... Bun. La ora 10 și ceva a scris pe Twitter. Pe ideea, suntem alături... Bine, mi s-a explicat, eu nu folosesc Twitter. Eu tot m-am întrebat de ce pune și stegulețul. Adică cei care citesc Twitter-ul sunt tâmpiți. Adică zice așa, România și steagul României. Și la sfârșit a zis, noi suntem NATO, parcă era Radu Tudor. Bun. Era tema așa, care e aceeași la toți, de la Ursula... Toți cei care au post, care au dat un comunicat, politicieni, da? Era așa, suntem solidari cu polonezii. Nu li se întâmplăse nimic, căzuse un obiect greu, nu peste o remorcă de lemne. Aia doi nu care era un obiectiv militar, nu era un... Că aia doi erau era pe tractor, suntem... Se vede că nu ești de la Găgești, da? La Găgești mergeau cu tractorul. Tam, 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 păi și de ce se vede că nu sunt de la Găgești? Pentru că nu știi cum să mergi cu tractor cu remorcă, că ești de la oraș. Știu cum să nu. Nu. M-am glumit. Am copilării la țară, așa, mai departe. Eu am copilării, deci eu n-am copilării, eu am muncit la țară. Au început tot să scrie pe Twitter, să-și arate solidaritatea. Același text în care nu au zis, că asta e șmecheria, n-au zis că rachete, a zis să ne exprimăm solidaritatea cu tare, cu tare, cu tare. Pe la ora 1, ăla, Duda, că e unul Duda, ei la sunt polonez, doi acolo, da. Polonez, a zis, domnule, s-ar putea să nu fie, da? Dar între timp s-a dus tema, da? Uh-huh. Și după asta, nu, cel care a dat tonul a fost Zelenski, că ați văzut, a ieșit cu tare, cu tare, cu tare, el știind că e racheta lui. După asta, dimineață, e foarte interesant cum ne manevrează imediatic. A ieșit tata moșu Biden și a zis, e puțin probabil. Stați un pic, n-a zis, bă, nu e, e puțin probabil, tocmai pentru că Zelenski, și el actor în piesă, a zis, nu, nu e adevărat cu tare, cu tare. Păi nu, discursul lui Zelenski a fost unul foarte dur. Cum păi că... nu, dar a doua zi... Nu, dar vorbeam de seară, că am trecut seara la era, zi. Zelenski a dat tonul. Da. Dom'le, gata, ne-a atacat. Dar nu e foarte interesant ca manipulare. Cum se păstrează în ambiguitate? Ei știau de la început, n-au avut curaj, adică dacă spuneai clar, 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 la un moment dat, și erai, la un moment dat, dacă spuneai categoric, erai obligat să activezi articolul 4. L-au și cerut. Deci a creat această vâlvă mediatică, pac, se întrunește cu... Deci a spart. Nu mai vorbim despre presa occidentală. Bine, care da, vorbim... Ea făcea parte din crearea... Oricum, 99% din cei care au văzut n-au mai văzut după asta. Cum se întâmplă, ales că, da. Că n-a fost urmată de dezmințiri. S-au culcat, s-au adormit cu gândul că rușii au tras două rachete. Da, iar a doua zi, nici a doua zi nu rezulta prea clar. Se pare că, nu știu ce, cu tare Zelenski... fiind în piesă, a susținut în continuare că trebuie să facă o anchetă cu tare și deja după amiaza asta s-a intrat în al treilea episod, anume că de fapt Rusia devine